Vaccinul Johnson & Johnson mai trece un efect advers pe prospect, de data asta unul grav, sindromul Guillain-Barré, o afecțiune neurologică rară. Medicul infecționist Adrian Marinescu spune că această situație ar trebui luată deocamdată în considerare doar ca ipoteză de lucru. Pentru că în momentul în care este o boală foarte rară, pentru care nici măcar nu ai o relație de cauzalitate deocamdată, poți să confirm regula. Producătorul serului și administrația medicamentelor din Statele Unite analizează cazurile apărute până acum și riscurile. În analiză sunt implicate și alte autorități sanitare. Sigur, e de luat în calcul, e de discutat cum s-a întâmplat și la AstraZeneca, dar nu cred că trebuie să tragem niște concluzii, să generalizăm, cel puțin în momentul de față. Autoritățile din Statele Unite spun că riscul de apariție a sindromului Guillain-Barré este mai mare la persoanele vaccinate. Oficialii federali au identificat aproximativ 100 de cazuri de boală în rândul celor peste 12 milioane de persoane imunizate cu vaccinul Johnson & Johnson.